Autoritățile române avertizează asupra unui nou obicei riscant ce câștigă popularitate rapid în rândul adolescenților, utilizarea plasturilor cu nicotină. Deși produsele din tutun sunt interzise minorilor prin lege, tinerii caută metode alternative de a consuma nicotină, iar plasturii devin o soluție aparent inofensivă. Autoritățile române trag un semnal de alarmă cu privire la un obicei tot mai popular în rândul adolescenților, cărora prevederile în vigoare nu le permite să-și cumpere în mod legal produse din tutun din magazine. Potrivit Ramonei Dabija, directorul Agenției Naționale Antidrog, plasturii cu nicotină fac ravagii în rândul elevilor. Pentru organismul sensibil al unui copil, folosirea unui astfel de plasturi are un efect similar fumatul a 60 de țigări. Instituția s-a înființat un grup național de avertizare timpurie, ce monitorizează noile droguri care au intrat pe piață din țara noastră. Care sunt cele mai periculoase în prezent în școli? Peciurile cu nicotină. Efectul unui astfel de peci este ca și cum ai fuma dintr-o dată 60 de țigări. Să ne gândim la un copil de 12 ani și la vârsta medie de debut la consumul de tutun de 10 ani. Din luna aprilie, împreună cu asociația Happy Minds, am deschis o linie de consiliere online 24 din 24, 7 zile din 7. Aici ne sună foarte mulți tineri. În proporție de 64%, ei au vârste între 18 și 28 de ani. Ei sună și încă nu sunt pregătiți să stea față în față cu un psiholog sau un specialist. De asemenea, dacă vorbim de noile substanțe psihoactive, la nivelul agenției am construit grupul național de avertizare timpurie, tocmai pentru a monitoriza aceste substanțe. Iar și în aceste zile mai punem sub control încă 6 substanțe psihoactive, două dintre ele găsite în capturile poliției române, a precizat șefa Agenției Naționale Antidrog, relatează Antena 3.ro.